Благо, Ариан, Сатадон, и Огне, и Верхи, и Сей.
slăvitor și făcător de bine, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. De Dumnezeu, păzit de țara noastră, Moldova, stăpânirea și oastea ei, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe ostașii care au căzut pe câmpurile de luptă pentru apărarea țării, a neamului și a credinței, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei ce au adus aceste daruri și pentru cei ce s-au adus, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și pre voi, pre toți, drept măritorilor creștini, se vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
și nu ne lăsa pe noi cei ce ne dăjduim în Tine, face lumii Tale dăruiești bisericilor Tale, preoților și la tot poporul Tău, că tot darul de săvârșit Iisus este, pogorând de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci veci. Și porunce Pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătare și hrana noastră, care pe cei trei tini și pe Daniel care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, i-ai arătat mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți între toți bunele împărate și aceste feluri de roade cu semințele binecuvintează și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, ca și să fie slavă Ta și precinsire Sfântul Mare Mucin Gheorghe, s-au pus înaintele de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce se săvârșesc în dreaptă credință. Și dăruiește bunurile celor ce au frumusețat aceste și celor ce se săvârșesc pomenirea, toate cerurile către mântuire și răsfătarea bunătăților Tale celor veșnice, pentru rugăciune precurată să prin noastră născătoare Dumnezeu și pură Fecioare Maria, și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate câte sunt Hristoase Dumnezeul nostru, să-i slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm, împreună cu Cel fără lei, începând cu Părinte și cu Preasfântul și Bunul de Viață, Făcătorul Tău Duh. Atunci porurea și în vecii vecilor. Să ne mântuiască pe noi ca un bun de oameni de pe toți.